stimați rude, prieteni, colegi! Vă mulțumim și vă urăm un bun venit la vernisajul expoziției Lumină și Culoare. De ce lumină și culoare? Metaforic spunând, dorim să transmitem lumina din sufletul nostru în culorile ce din pasiune le așezăm pe pânză, pentru a lumina chipurile celor ce le privesc. Datorită luminii percepem lumea colorat. Existența culorilor depinde de lumină. Lumina este chiar izvorul lor. Culorile au stat în cea mai mare măsură la baza cunoașterii lumii de către oameni. Se știe de mult că omul percepe mai întâi culoarea și doar apoi forma lucrurilor. Anticii considerau că prin culoare se poate obține controlul asupra emoțiilor și asupra întregului organism al omului. Cromoterapia sau terapia prin culoare este o metodă alternativă non-invazivă, unde culorile nu sunt doar o cântare pentru ochi și suflet, organismul nostru putând fi influențat de culorile din jur. Efectul psihologic al culorilor a fost demonstrat concret cu ocazia Congresului Internațional al Culorii, ce a avut loc în vara anului 1985 la Monte Carlo, aducându-se nenumărate exemple în legătură cu influența lor asupra oamenilor. Beethoven spunea că este incapabil să găsească armonii fără a avea în fața ochilor un tablou colorat. Goethe spunea despre culori că acționează asupra sufletului, putând trezi sentimente diferite, idei, emoții care ne aduc liniștea. Tendința actuală este de a folosi culorile, de a te juca cu ele, astfel încât tablourile să impacteze vizual privitorul, ceea ce îl face să uite de problemele cotidiene. Parafrazând cuvintele unui pictor care se remarcă datorită culorilor calde și luminoase, care atrag inevitabil privirea, putem spune că pictura trebuie să conțină și să transmită gingășia și emoția unor sentimente pozitive. Trebuie să vrei să vii acasă cu plăcere, să ai pe pereți tablouri care te înveselesc și îți aduc o stare de bine. Am deosebită plăcere să prezint autoarele lucrărilor expuse, care sunt membre a Asociației Artiștilor Plastici Alexandru și Aenelic Baia Mare, Vera Terebeșii, Viorica Pahlo, Simona Petrule, subsemnata Carleta Adriana Iulia. Abordăm în lucrări tehnica tradițională, dar oferim un cadru dinamic și expresii artistice moderne. În ambele, culoarea este utilizată în viziunea cromatică a fiecăreia dintre noi, iar compunerea formelor pendulează între explicit și sugestiv. Un adevărat artist își pictează poezia și realizează prin intermediul versurilor un tablou. Așa o putem defini pe colega noastră, Vera Terebeșii. Prin nevoia de a nota prea plinul sufletesc în varietatea lui, Vera scrie poezie și pictează. Iar ceea ce nu ajunge pe pânză devine cugetare de atelier sau vers. Pictura și versurile sale denotă o personalitate complexă. Tonul ei este optimist, dar de natura ei de luptătoare. Așa cum spunea și Baker, fiecare artist își înmoaie pensula în suflet și își pictează natura proprie în picturile sale. Foarte frumos! Simona Petrule reflectă crezul artistic pe care îl are. Tablourile create cu armonie te poți refugia în ele ca într-o oază de liniște. Pune slujba frumosului, lumina și culoarea. Pe lângă stilul tradițional, abordează și tehnica modernă ca o eliberare de forme, lăsând loc pentru interpretări și o conexiune profundă cu interiorul uman. Tablourile transcend descrierea simplă, invitând în privitorul la o meditație vizuală, o călătorie în universul emoțional-personal, explorând sensuri ascunse și descoperind noi înțelesuri cu fiecare vizualizare. Felicitări! Viorica Pahlo, care a venit tocmai din America, cu minunatele sale creații, textile, pasiune, originalitate și calitate în fiecare cusătură. Ea alege să-și înfăptuiască lumea magică prin mijloace specifice. Locul pensulei este luat de firul de ață, locul pânzei de urzeală, reinterpretând în manieră contemporană tradiționalul meșteșug al țesutului ancestral. Artele textile sunt tot mai apreciate și mai admirate de publicul consumator de artă contemporană și de colecționari. Felicitări!
semnata. Pentru mine pictura este un hobby. În fiecare tablou există o emoție, o trăire, o încărcătură energetică pe care am dorit să o imprim prin culori. Îmi doresc ca la nivel de intenție energia pe care o las pe pânză să ajute privitorul să se liniștească, să se destindă și să-l fac să viseze. Pe simeze sunt expuse tablouri pictate în tehnica tradițională, dar și în tehnica fluidă pe care o ador. Este o tehnică în care pictura se obține prin turnarea diferitor nuanțe de culori acrilice lichide pe pânză sau pe altă suprafață de pictură. În arta fluidă totul este permis, iar tendința de a dubla lumea vizibilă nu mai este așa cum se întâmplă în arta tradițională. Pictura abstractă poate fi privită ca o eliberare a creativității, căreia nu trebuie să-i atribui nicio explicație. Fiecare lucrare este unică. Închei cu un drag citat al George Totokeffe, o artistă americană considerată unul dintre cei mai mari pictori moderniști, care spunea: culoarea face viața să merite a fi trăită. Vă mulțumim! Carleta Irin. Da, da, sunt româncă, jet pe jet, de pe malul Someșului, lângă Dej. M-am căsătorit în Maramureș. Mama fiind gravidă, tata a adus-o la un film care rula în Dej, la cinematograf. Și eroina filmului se numea Charlotte, dar probabil că scenaristul a tradus, sau cel care făcea traducerea filmului, a tradus numele de Charlotte în Carleta. Și mama i-a plăcut foarte mult, foarte mult. Își dorea o fetiță, pe vremea aia nu puteai să știi sexul. Își dorea o fetiță foarte mult și a zis: dacă o să avem fetiță, așa o să se numească Carleta. Și cum era scris Carleta cu doi de T, de la Charlotte, a rămas Carleta cu doi de T. Iring este numele soțului meu de origine germană, el este maghiar de fapt. Dar numele, că am căutat să văd de ce origine, este de origine germană. Și ce vreau să spun, că îmi place numele de Carleta. Prietenii îmi spun toți Adriana și mai mult Adi, că e mai simplu. Dar peste tot unde merg mă prezint Carleta. Îmi place cum sună și îmi place numele. Și tocmai de aceea am pus fiicei mele mari numele de Carleta, Andreea Carleta, al doilea nume am pus ei Carleta. Când ai conștientizat că ai talent și ai început să pictezi, și cine te-a îndrumat? De mică îmi spunea mama, așa cum îmi spune, că de mică unde găseam ceva foaie bine, pe vremea nu erau atâtea cărți de colorat cum sunt acum, unde găseam ceva imagine, imediat o coloram, stăteam pe jos, oriunde, într-un colț și tot coloram. Deci mi-a plăcut, probabil că de mic am avut așa o înclinație spre artă și tocmai de aceea din școala primară am făcut-o în sat, în Guzdrioara, lângă Dej, unde sunt născută. Și din clasa a 5-a m-au dat la liceu de arte din Cluj, unde am făcut 4 ani, clasa 5-a până în clasa 8-a, unde am învățat și am niște profesori extraordinari, țin legătură așa cum cu foștii colegi, majoritatea au plecat în străinătate. Este una singură colegă foarte dragă, sufletul Aida Sârbă o chema, acum am și după soț,
cu care mai țin legătura pe Facebook și ne mai întâlnim. Dar singura care a mai rămas în țară, restul colegilor toți au plecat în străinătate și s-au realizat în străinătate. Probabil că șansele sunt mai mari pentru un artist. Și... Dar n-ați continuat și liceul la arte? Nu, am terminat liceul, nu, liceul am terminat în Dej și pe urmă m-am căsătorit la 22 de ani, am venit în Maramureș și ulterior am făcut Facultatea de Științe Economice, master în Științe Economice și am lucrat ca administrator de club sportiv din Baia Sprie, clubul sportiv din Baia Sprie, până în ianuarie 15, anul ăsta, când m-am pensionat și sunt o tânără pensionară. Și tocmai bine că am ocupație la pensie, pictura. Și totuși, după gimnaziul pe care l-ați petrecut la școala de artă din Cluj, n-ați mai pictat pentru mulți ani. Nu, o perioadă... De ce n-ați mai pictat? Și când ați reluat pictura? N-am mai pictat pentru că... Am fost foarte mult singură în Maramureș după ce m-am căsătorit, n-am cunoscut, nu mi-a fost destul de greu, n-am cunoscut pe nimeni aici și soțul fiind profesor de sport și antrenor de schi, era majoritatea timpului plecat în cantonamente. Noi avem două fete și aveam și servici, lucram și mi-era foarte greu să mai am timp pentru pictura. Ceea ce puteam, nu, chiar nu am terminat cu pictura, că le făceam desenele fetelor la școală, toate desenele erau făcute de mine și pictate, au ajuns la concursuri mari cu desenele făcute de mama, dar când a trebuit să facă practic ele, au zis că au foarte mari emoții și nu mai știu să picteze. Deci n-am rupt-o chiar de tot cu pictura. Am mai pictat pe urmă, într-adevăr, am un tablou care l-am pictat după ce am venit în Maramureș și reprezintă exact așa două mâini și o rădăcină care pornește de jos prin cele două mâini și merge în sus, pe care am numit firul vieții, pentru că este exact așa un fir care merge și se aseamănă viața exact ca un fir. Și mă întrebam într-o zi, chiar nu de mult, zic, oare unde mi-o fi tablou pictat prin anii 81-82, cred că l-am pictat, ăla în ulei. Și zice bărbatul meu, cred că prin beci ar putea fi eventual. Și într-adevăr în beci l-am găsit, l-am curățat, l-am aranjat și acum are loc de onoare în cameră, la mine exact în fața biroului. Este o lucrare foarte, foarte fain concepută și sugestivă și mi-a plăcut foarte mult. N-am adus-o să o expun pentru că totuși în atâția ani de zile s-au mai dus culorile. Și apoi a venit pandemia. Da, a venit pandemia. Înainte de pandemie mă gândeam când voi ieși la pensie trebuie să mă apuc de pictat. Și tot spuneam și colegilor și fetelor în sfârșit la pensie o să am timp de mine și de pictat și să mă împlinesc visul meu, visul de a picta, pentru că nu a fost timp, efectiv, era foarte aglomerat timpul, servici, casă, mai aveam un job, lucram în asigurări, veneam de la servici, făceam un duș, mă îmbrăcam în business și mergeam la prezentări, sâmbătă, duminică, seminarii, familia, deci efectiv n-am avut timp și de pictat, cu toate că era foarte necesar, pentru că relaxează mult, deci pentru... Mai ales o fire agitată, o fire în continuă mișcare, ai nevoie de un timp de pauză, un timp de a sta cu tine însăți, de a te contempla pe tine, de a-ți analiza gândurile și chiar de a le pune în culoare. Ei, asta am făcut eu. Înainte spuneam de pandemie, a venit fiica mea având casă și vroia să-și o decoreze. Mami, am adus tot ce este necesar să pictezi, începând de la pânză, acrilice, pensule, de toate felurile. Deci trebuie să-mi faci niște tablouri pentru casă. Imediat intrase pandemia, în care 3 luni trebuia să stăm în bloc, noi locuim la bloc cu soțul, și zice, gata, îmbarcarea, într-o jumătate de oră ne facem toate bagajele și plecăm la țară, unde avem casa la țară, unde locuiește mama, la Dej, unde m-am născut, în Cuzdrioara, 2 km de Dej spre Bistrița, și am plecat, în 2 jumătate de ore am pachetat tot ce era necesar ca să nu apară o altă ordonanță în care să nu putem ieși din județ.
Și fiind un alt județ, județul Cluj, unde am mers. Și, și așa a început, așa a început pictatul efectiv. În cele 3 luni aveam mai multe pânze. În cele 3 luni de zile am pictat tradițional pentru că tematica dată de fiică mea era tradițională, dar pe mine m-a fascinat întotdeauna pictura abstractă. Autodidact, normal că mai toți pictorii sunt, învață ce învață în școală, esențialul, și ca să formezi un stil al tău, ca să nu copiezi alți pictori, normal că trebuie să studiezi, să vezi. Și cel mai modern acum este asta, arta abstractă, arta fluidă, descoperită în America, foarte în vogă actual. Și am urmărit pe YouTube, am citit ce înseamnă, cum se face, am văzut demonstrații și am început să lucrez în arta fluidă, care îți dă o satisfacție extraordinară. Ce înseamnă arta fluidă? Ai pânza, ai culorile care se amestecă și cu apă, normal, ca să fie fluide, un mix se face de fapt. Și pe pânză aranjez culorile intuitiv sau, normal, că am studiat și cromoterapia, influența culorilor asupra psihicului și asupra oamenilor. Sunt culori care influențează pozitiv, sunt culori care influențează, din păcate, negativ, ceea ce nu foarte multă lume cunoaște. Și asta le explic multora despre ce înseamnă a-ți cumpăra o pictură să o așezi în cameră. Trebuie să-ți dea liniște, trebuie să-ți dea stare de bine și dacă culorile sunt negative, mai ales cele închise, negru-marou închis și predomină aceste nuanțe, astea au un efect negativ asupra psihicului. Și nu știi de ce te doare capul, nu știi de ce ești nervos, nu știi de ce n-ai o stare de agitație și mai ales dacă îl așezi în dormitor. Ce tabieturi aveți când pictați? Sunt tabieturi, chiar spuneam, este un ritual întreg înainte de a începe de a picta și trebuie să fiu singură, în primul rând. Asta înseamnă că pictez mai mult noaptea, din păcate, cu toate că lumina zilei este mult mai benefică. După ce s-a culcat soțul, numai eu cu soțul locuim, acum fetele sunt căsătorite, au casa lor fiecare. Și după ce s-a culcat, este liniște, am muzica preferată de relaxare, care mi-o pun, ascult Kleiderman, multă muzică meditativă, asta în primul rând. Și în urmă cu 8 ani, și aici este o istorioară, am aflat în ziar că un cântăreț a intrat în comă în trei luni și nu i-a mai dat nicio șansă. Și ia interviul unui maestru Reiki care declară că toți maestrii Reiki s-au adunat și au făcut terapie după 3 luni din comă profundă și a revenit respectivul cântăreț. Și pentru mine a fost așa de oi de mine și de mine, dar ce înseamnă asta, ce înseamnă? Hai să citesc, am citit despre Reiki, ce este Reiki, câte terapie complementară. Am căutat un maestru că știam că trebuie să facă inițiere de către un maestru. În Baia Mare am găsit, mi s-a făcut inițiere, am studiat, am parcurs toate gradele până la grad de maestru și toate sistemele Reiki. Până a continuat cu infoenergetica, asta înseamnă a măsura cu ANSA. Și aici vreau să ajung că în terapiile complementare energetice, totul este de fapt energie, știți, încă de foarte mulți ani se știe că totul este o... Tesla încă spunea că totul este o energie. Încarci apa, ai un pahar cu apă și îl încarci energetic. Și asta s-a făcut experiment, că o 2 pahare cu apă, în unul spunea te iubesc la apă și unul îi spunea ești urâtă și cuvinte urâte. Și până s-au analizat la microscop, cristalele de la apa în care ai spus că te iubesc erau frumoase, dezvoltate ca o floare și alte erau adunate și strâmbe toate. Noi, în terapiile complementare, învățăm să încărcăm energetic apa. Prin inițierea pe care o avem, prin gardele parcurse și anumite simboluri, apa se încarcă energetic pozitiv. Și atunci încarc înainte de a pica, pentru că se pictează cu apă în acrilice, încarc energetic pozitiv apa.
ăsta este primul pas, muzica, încălcarea energetică a apei și pe urmă depinde ce culori, conform cromoterapiei, îmi place foarte mult culoarea mov, știți, de flacăra violet, care te protejează, te curăță și în majoritatea tablourilor predomină nuanța mov la mine. Alegi culorile, le amesteci, pe urmă se înclină în anumită parte, sunt anumite tehnici în care faci, mai intervii cu pensula, dar foarte puțin, lași să se usuce și îți apare imagine. Dacă ați văzut pe Simeze tablourile mele, majoritatea sunt făcute în arta fluidă. Putem face o tematică a lucrărilor tale? Da, sunt mai mult univers, contemplare, sine, liniștea sinelui, flori, chiar flori stilizate în tehnica fluidă. Deci sunt mai multe teme pe care le-am abordat, dar majoritatea, deci în artă, vorba profesorului meu de pictură, nimic nu este greșit. Este ceea ce privește omul și ceea ce îi se transmite. Și știți că se spune, de fapt, că pictorul transmite prin gândurile sale în tablou, deci energia respectivă, nu pânza. Energia este transmisă în tablou și peste ani de zile se poate transmite încă gândurile pictorului respectiv. Și tocmai de aceea încărcarea mea energetică pe care o fac trebuie să creeze și creează, pentru că este verificat lucrând cu ANSA, deci cu ANSA poți să verifici dacă are încărcătură pozitivă tabloul sau nu, sau cât are încărcătură, începând de la 60, 70, 80, deci cam peste 80 până la 100% încărcare energetică, care se transmite, deci energia efectivă, nu pânza și culoarea, deci energia transmisă prin gândurile și intenția pictorului. Și eram curioasă pentru că de așa mare expoziție nu am participat, numai colective. Eram curioasă părerea oamenilor, pentru că majoritatea tablourilor sunt ale mele. Fetele au adus puțin, știind că este prima mea expoziție și le tot spuneam, ăsta e visul meu împlinit. Acum îmi împlinesc visul, într-adevăr. Și fetele au renunțat la multe tablouri ca să am eu mai multe expuse și eram foarte curioasă reacția oamenilor după expoziție, că toți au privit, s-au uitat ce faci, ce nu știu, ce simte, așa, bineînțeles că nu știa lumea ceea ce v-am povestit eu acum, deci prea puțin cunosc treaba asta, cu toate că colegilor le explicasem chiar la început, când am venit în asociație, cum încarc eu energetic tablourile ca să dea o stare de bine, în care colegii toți au sărit, toți pictăm cu sufletul, zic, normal, pictorul își moaie pensula în suflet ca să picteze. Este și normal. Așa, ați reușit să transmită da. Un mesaj pozitiv. Da, toată lumea a fost încântată și toată lumea se exprima în felul acesta. Au ceva! Simte așa o stare de bine. Simte așa o liniște. Păi acum era deja târziu, cam 8, nu știu dacă ați rămas până la sfârșit. Și încă lumea mai stătea și se mai uita la tablouri. Da, eu sper că ceea ce mi-am propus chiar am reușit și sunt foarte, foarte mulțumită sufletește. Stau în vis, a fost un vis al meu, cu toate că e de foarte mulți ani, dar s-a împlinit. Asta contează. Și s-a împlinit acest vis pentru că ați intrat în asociația Shine. Da. Cum s-a întâmplat asta? Da. Văzând domnul Zlampareț, că pictez, pentru că la fiecare tablou abia așteptam să-l postez pe profilul meu de Facebook. A văzut că pictez, multă lume a văzut că pictez și era foarte uimită, că nu știau că am și talentul de a picta. Și m-a abordat într-o zi, zice, Adi, da, nu vrei, că el îmi spune, Adriana, nu vrei să vii să vezi unde sunt înscris eu, deci și eu pictez, sunt niște oameni minunați acolo, hai să vezi despre ce e vorba. M-am amânat-o vreo 2 ani, zic, da, acum bine, asociația, am eu timp de umbra la asociație, mă gândeam că este un program în care trebuie să activezi, să fii acolo, să faci programe, să... Ce bine, imaginația mea, bineînțeles. Și tot scriindu-mă, zic, bun, hai să gândul meu scap odată de ăsta, hai să mă duc. Zice, viați vreo 4-5 tablouri cu tine?
Zice, și spui ce pregătire ai totuși, că știu că ai, și le explici acolo ce înseamnă și cum pictezi și ceva despre tine și intri în asociație. No, bineînțeles că am venit, am prezentat, foarte curios, au fost mulți colegi, au venit să pună mâna, explicându-le că sunt încărcate energetic și dau stare de bine tablourile mele, au venit să pună mâna pe tablouri. Și nu e necesar, trebuie doar să privești, să contemple și să transmite, dar cât timp a fost înșirate în fața voastră, cu siguranță v-a transmis starea de bine. Și așa am ajuns la... m-am prezentat, am fost primită cu foarte mare căldură, deci chiar regret că n-am venit mai repede. Toți m-au îmbrățișat după ce am făcut prezentarea tablourilor și le-am spus despre mine. Toți, Simona, imediat a și venit la mine, ce ești din Baia Sprie? Păi și eu sunt din Baia Sprie, ce bine că o să venim amândouă de acum. Și așa ne-am prindit cu Simona, cu Vera, cu Vio, deci foarte multe lume. Domnul Tirica, un om deosebit, deci un suflet asociației. Ce de pasiune aveți? Terapiile complementare, deci este o pasiune și fac, dar numai în familie, terapii complementare. Ascult muzică cu mare plăcere și mai ales muzica clasică, muzica veche îmi place foarte mult. Cena cu flacăra, chiar recent am ascultat, bine, era muzica tinereții mele. Anii 77, 78, 80, când era în vogă cenaculul, ascult și acum cu foarte, foarte mare plăcere. Acolo era sufletul nostru de tânăr, patriotismul, parcă renășteai când ascultai o muzică. Schiul, la fel. Schiul am învățat venind de Maramureș, bine, pe balul Someșului nu se schia, soțul meu fiind profesor și antrenor de schi, normal că m-a luat pe pârtie și am învățat să schiez. Și ca să nu rămân acasă după ce au crescut fetele și le ducea, fetele mele au făcut sport de performanță ambele, ca să nu rămân acasă singură și ei să meargă la schi, mai bine eu luam și eu schiurile și mergeam cu ei. De două ori pe săptămână program de yoga. În Baia Sprie avem grup de yoga, se cheamă Yoga Team, avem o instructoare tânără minunată, foarte benefică pentru organism și mai ales de la o vârstă, din păcate, încep să ne doară oasele, ligamentele, spatele și majoritatea exercițiilor sunt de întindere. Întindere brațe, picioare, coloană, postură și meditații. De aici mi-a venit și ideea în pictură să folosesc terapiile și zic, dacă pot să încarc apa, pot să încarc mâncarea, pot să încarc atunci energetic și un tablou. Haideți să ne întoarcem la artă și la pictură. Aveți ceva proiecte de viitor? Deocamdată am zis că fac o mică pauză. Am lucrat foarte mult în anul ăsta, așteptând această expoziție și voiam să fie lucrări mari, frumoase. Pe urmă, organizarea nu este ușor totuși să organizezi o expoziție cu panotarea, cu aranjarea, cu invitațiile, cu... și simt că trebuie să fac o pauză. Și acum voi face o pauză, dar urmează. Avem din 19, să termină expoziția noastră, din 19, este expoziție de grup Salonul de Vară. În acest timp mai avem o expoziție la Satu Mare, organizat tot de asociația noastră. Pe urmă vine Salonul de Toamnă, Salonul de Iarnă, deci o să particip la toate. Anul ăsta nu mai fac nicio expoziție de grup restrâns sau personală. Mi era în plan după această expoziție, pentru că m-a abordat primarul din Baia Sprie și directorul Casei de Cultură, că bine că expun în Baia Mare și în Baia Sprie n-am făcut o expoziție. Zic, bun, după expoziția de la Baia Mare facem expoziție personală la Casa de Cultură. Dar simt că nu e momentul acum, sunt și un pic mai obosită și nu mai am putere să mai organizez încă una, dar rămâne pe anul viitor, am zis, și pentru Baia Sprie sau sfârșit de an,
O să vedem cu ceva ocazie, vom organiza o expoziție personală în orașul Baia Spree în care locuiesc. Nu se poate, deci din respect pentru primar și directorul de Casei de Cultură și prietenii mei, bineînțeles, fost colegi, prieteni, fetele mele, toți stau în Baia Spree. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Trebuie lăsat de plătești pe anul viitor. Da, exact, bine spuneți. Dacă nu lăsăm pe anul viitor, vă mulțumesc, mi-a făcut deosebită plăcere.